acum un an de zile a spus, domnule, plecați din Parlamentul României, ieșiți în stradă. I-a spus și lui Ponta și lui Crin Antonescu. Nu mai frecați Mangalo acolo, nu avem nicio eficacitate, tot dați de-astea de cenzură, cum se cheamă, o labă trix s-au făcut ei în Parlament. Plecați de acolo, ieșiți în stradă și va veni și lumea alături de voi. Acum au venit ei alături de lume, cam târziu puțin. Dreptul. Întrebarea este, de ce lumea nu a ieșit într-o proporție mai mare ca să-și arate nemulțumirea, dacă este vorba, și eu sunt convinsă că este vorba de o reală nemulțumire, pentru că totuși 2.000, 3.000, 10.000 de oameni la nivelul întregii țări, pe fondul presupus și în sfârșit atestat de sondaj. Dramatice mult mai. Da, e o viață dramatică, dar probabil că este o viață nu atât de dramatică pentru alții. Mă aduc aminte, ați fost în București, nu? Până în Sfântul Ion trăgeai cu tunul. Era gol Bucureștiul. Erau toți ori peste graniță, ori la schipă Valea Prahovei. A fost gol goluț. Peste graniță și schipă Valea Prahovei, deci, sunt cam 20%. 80% stau în fostele blocuri lui Ceaușescu și se uită la televizor. Ce vreau eu să spun? Să nu exagerăm că 80% din populația României schiază. Nu, nu schiază. Mănâncă porcul. Nu, stau ca amărâți în blocuri alea, da, care put îngrozitor, hai să fim. Da, pe care presupun că le cunoaște foarte bine. Acum, nu, de acolo, de la Moșie, la se simte putoarea. Lumea care se uită de la Moșie se simte putoarea, da. Auzi, ori ești de dreapta, ori ești de stânga. Tu ești ca Iliescu. Iliescu m-a făcut Moșier. Ești comunistă? Nu, de ce, nu, de ce nu, mă nu, faci nu sunt mine, comunistă, dar nici nu-mi plac vopsiții. Ori treci în capitalism și nu ești de acord că e exploatoare. Nici nu-mi plac vopsiții ăștia care plâng pe umării săracii. Să ai ciorapii rupți în picioare ca să fii de stânga, atât de fraier ești tu. Ești ca ăia. Deci trebuie să fii niște... Dacă ești încep cu jignirile și nu, gata. Nu, 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 de ce? această formulă simplistă, tu trebuie să fii de stânga dacă ești rupt în cur, dar un intelectual normal, slavă Domnului că pline Europa de intelectual normal, care sunt de stânga și o duc foarte bine, stau în centrul Berlinului și sunt de stânga. Nu, e adevărat. Dacă te văd pe tine la Cotroceni, la dineurile lui Băsescu, așa, și tu ești de dreapta, de lingii cur pe Băsescu, nu, domnule Ghinescu, domnule Ghinescu, atenție la limbaj, atenție la limbaj. Nu, vă rog, doar îl laud. Erați prieteni în momentul în care ne-am adunat aici. Că mă ia pe mine, auzi, fica lui Băsescu, una are un apartament de 1.000.000 de euro. Eu am 100.000 de euro la o bancă, 100 datorii la bănci. Adică așa capitalist cum sunt eu, cum spui tu că sunt exploatator, eu sunt plin de datorii la bănci. Eu am vrut să construiesc ceva în țara asta. Fica lui Băsescu are un apartament de 1.000.000 de euro. Fratele lui e milionar în euro. Una este la Bruxelles. Să ne întoarcem la subiect, să răspundem la întrebare. Întrebarea e în felul următor. În tot cazul, nu știu câtă oră când mă faci pe mine. Mircea Dinescu, doamna Pora, depășim subiectul. În ciorba lui Vanghelie. Ce vă deranjează, doamna Pora? Nu, vă rog. Eu sunt un om liber. Mă întâlnesc cu Vanghelie și cu tine, care ești antipatică de la natură. Domnule Dinescu, așa, și pot să doamna Pora. La revedere. Pot să plec și eu liniștit. Nu, domnule Dinescu, nu plecați. Vă rog frumos. Du-te la Băsescu, cumpără-i cu. Domnule Dinescu, haideți să nu ne mai certăm. Nu. Bă, m-am plictisit. Eu sunt de acord să vină. De ce ne deranjează ce se întâmplă în piața universității? Eu nu sunt un fanatic. Eu am scris un pamflet împotriva, și îmi pare rău că eu am fost un admirator al lui Crin Antonescu. Am scris un pamflet îngrozitor împotriva lui. Așa, nu mă omor după Ponta. Dar am prieteni în PSD. Am prieteni și în PDL. Eu nu sunt pentru ruperea, într-o noapte rupem aici. Sunt oameni de valoare în toate partidele. Eu nu sunt un fanatic al nimănui acum. Nu, asta ne întrebam. Eu l-am sprijinit pe Băsescu cât era primar de două ori și la președinție. Bine, aveam eu boala mea pe Năstase. Dar asta e altă problemă. Așa. Bun. De ce ne deranjează ce se întâmplă acolo în piața universității?
Nu, de ce? Nu, nu, nu. Doamna Pora spunea că sunt cei mai mulți care se află în aceste momente în piața universității sunt din partea politicii. Era sunt, o minciună. Politică. Sunt manifestanți din partea USL-ului. Nu e adevărat. Sunt din o parte dintre ei, sunt veniți de acolo. Nu, printre altele, și aici e o mică problemă. Mie nu mi-a plăcut că a fost huiduit liberalul Ludovic Orban. Ludovic Orban. El a fost ministru, într-adevăr, pe vremea lui Tăricianu. Totuși, sub Tăricianu, România a avut o perioadă extraordinară.